Băncile și instituțiile financiare nebancare în au înregistrat o diminuare a numărului datornicilor cu restanțe ce depășesc 30 de zile. Precizarea este valabilă pentru luna octombrie și aparține Băncii Naționale a României. Cele mai noi calcule elaborate de Banca Națională a României evidențiază o scădere a numărului persoanelor fizice cu restanțe mai mari de 30 de zile la bănci și instituții financiare nebancare. Astfel, în luna octombrie, diminuarea a fost de 1,56% față de luna anterioară. Valoarea restanțelor acestor datornici era de 7,53 miliarde de lei, cea mai mare parte a sumei fiind în lei și euro, respectiv 2,99 miliarde în lei și 3, 11 miliarde în euro. 4,4 miliarde de euro este valoarea cea mai ridicată pe care au înregistrat o datoriile de peste 90 de zile. 7,64% a fost rata creditelor. 7,64% a fost rata creditelor neperformante în a doua lună de toamnă, în scădere cu 0,32 puncte procentuale față de septembrie. Obiectivul pentru acest an în ceea ce privește creditele neperformante a fost atingerea pragului de 6% Exact cât este media europeană, până la nivelul lunii octombrie acestui an s-a reușit o reducere de 2,38 puncte procentuale față de aceeași lună anului trecut.